Am citat azi un comentariu pe Facebook la poezia pentru profesori și mi-am adus aminte cum această poezie a fost scrisă. Eu știu că profesorii în ziua de astăzi sunt ca să spunem așa, nu sunt respectați la justa valoare. Dar un profesor bun poate, aș spune eu, transforma o viață, un viitor. Mă uitam, această poezie am publicat-o în volumul 2 de poezii care se numește Eu scriu despre tine în șoaptă și mi-am scris aici cu creionul când am scris-o și de ce am scris-o. Și vreau ca să vorbesc un pic despre această poezie. Am scris-o pe data de 3 decembrie 2023 la ora 3:13. Și această poezie a curs, este una din multele poezii ale mele care eu le scriu fără ca să le mai redactez, să mai revin la ele. Și a fost scrisă din suflet în momentul în care am trăit o bucurie. Și haideți să vă povestesc ceva foarte important. Eu eram... Dacă veți studia copilăria mea, am avut o copilărie așa cam dură și, din păcate, n-am avut ocazia să studiez atât cât am vrut și la 36 de ani, la 36 de ani, am spus mă duc să termin liceul. Când m-am dus la liceu Seral, m-am întâlnit cu doamna Nina Cojocar, directoarea acestui liceu, spun bună ziua, uitați-vă, eu vreau ca să continui să studiez. Ea m-a întrebat de unde sunt, i-am spus că sunt din Fălești. Ea tot e din Fălești, mi-a spus, aduceți documentele. Am adus documentele și la 36 de ani eram clasa 10, da? Am început să merg eu la liceu Seral. Și așa s-a întâmplat că au avut niște probleme în familie cu 3 copii, cam au apărut niște divergențe și m-am dus într-o zi supărat și la liceu am avut ceva probleme și în familie și m-am dus enervat la doamna directoare, zic doamna Nina, am dat cărți la bibliotecă, eu nu vreau să mai învăț, cred că n-am eu timp și mulți prieteni de vârsta mea mi-a spus ce cauți tu la vârsta asta, la liceu, ce-ți trebuie ții școala asta, tu te băie omule și lucrează și fă bani. Și foarte multe lucruri au ajuns și doamna Nina Cojocare îmi spune și vreau ca să înțelegeți de ce am scris poezia asta. N-am scris-o pur și simplu. Și în general, toate poeziile care le scriu eu au în spate o trăire, o experiență puternică. Când m-am dus la doamna Nina Cojocar și am spus, doamna Nina, eu închei cu învățatul, plec. Și doamna Nina mi-a spus așa, Vitali, așa este pe scaun un pic. Ia-mi mai cugit un pic la decizia ta. Acum ești aprins, ești în euforia asta de negativism, oprește-te și meditează un pic. Du-te acasă și să vii mâini și să ne aduci cererea. Vii mâini și să scrii cererea. Eu m-am dus acasă, am mai cugetat, am mai vorbit cu soția și zic, mai am un pic. Hai că merg eu mai departe. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. Eu de mic copil am avut un vis. Am avut un vis să învăț. Pentru mine cartea, poezia, era evadarea din realitatea în care eu trăiesc. Și practic acest vis l-am avut de mic. Dacă doamna Nina Cojocari
pur și simplu spunea, ok, nicio problemă, dă încoace, semnezi cererea, du-te acasă, da? Așa, cum puteți să facă orice om în datoria, da? Datoria de profesor, bine, nicio problemă, dacă nu dorești, pleacă acasă și mai departe. Dar faptul că ea a avut suflet, uitați-vă, eu întotdeauna spun că prima calitate a unui profesor, ca tu să poți fi profesor, trebuie să iubești copiii. Dacă tu nu iubești copiii, nu iubești elevii, nu iubești studenții, tu n-ai ce căuta. Tu nu poți fi profesor bun, pentru că nu ai să răbți. Uite, eu am văzut empatie. Am terminat eu liceul, am luat diploma, am spus la ce primesc nota 10 la bacalaureat, la acea facultate mă duc. Și tare mult speram ca să iau 10 la limba română. M-am pregătit la limba română cel mai mult. Bă, dar m-a supărat nota de la limba română și la istorie am primit nota 10 la bac, cu maximum de puncte. Mă duc la istorie. Și eram la facultate de istorie, studiam și îmi scrie într-o zi doamna Nina, Vitalie, vom avea o întâlnire cu mai mulți bibliotecari din Chișinău. Dacă vrei, poți să vii și tu, că am văzut că scrii Facebook poezii. Eu mai publicam așa din când în când. Și m-am dus și acolo m-am întâlnit cu doamna Ana Unică, doamna Gutiera Prodan, care îmi spune, haideți să publicăm o carte de poezii. Și uitați-vă, când eu m-am dus, eu scriam poezii doar pentru mine. Eu n-am publicat nicio carte de poezii. Eu nu mă gândeam că poeziile mele sunt atât de bune ca să fie publicate în cărți. Dar faptul că Dumnezeu m-a chemat și m-a încurajat, eu am citit acolo poezii cu scriitori, eu spun, eu am să public o carte. Eu voi publica o carte de poezii. Și m-am dus să public cartea. Și când am vrut să public cartea, am avut o lovitură foarte puternică la niște oameni care, cum să vă spun eu, mi-au spus niște cuvinte care m-au făcut să nu mai public, da? Și mi-am adus aminte, m-a telefonat doamna Nina Cojocar. Nu, eu am telefonat-o și spun, doamna Nina, eu am în lansarea cărții, am vorbit și cu doamna Ana Unic pentru că eu cred că trebuie să mai cresc și așa mai departe. Și doamna Nina îmi spune, dacă nu-i să publici acum, nu-i să publici niciodată. Și toată istoria asta la mine în cap, eram la universitate, veneam acasă pe drum și toată istoria asta la mine aici. Cum eram să închei cu liceu, zic, bă, dacă doamna asta nu mă încuraja, eu nu mai eram să fiu la facultate acum. Eu nu eram să mai studiez și eu nu eram să am nicio carte de poezii. Și aici vreau ca să punctez ceva. Cât de important este un profesor în viața fiecărui om, în formarea lui. În momentul în care Eu văd că e defăimată profesia asta. Și eu văd că chiar și în universitate, da, profesor acolo, puțin salariu, copiii sunt răi și foarte greu. Și foarte greu să fii profesor. Și când mă gândeam la lucrurile astea, zic, băi, trebuie să scriu o poezie. Și am început în gând. Cred că primul... Prima strofă a venit în cap, din suflet azi vă aduce în flori, care am pus-o la ultima, da? Ea este ultima strofă din poezie, care a fost refrem la melodia aceasta. Mulțumesc, domnule Anatole, pentru această melodie frumoasă, care... Eu sper că bucură inima profesorilor și aș vrea ca această poezie care am dedicat-o în primul rând acestui om bun la suflet, doamna Nina Cojocari, să bucure și să încurajeze toți profesorii. Munca voastră nu este în zadar. Credeți-mă, voi ca profesori puneți amprentă în inima fiecărui elev, fiecărui student. Și am avut în viața mea oameni,
am avut profesori, am avut învățători care m-au făcut mai flămând după carte. Deci eu vreau să încurajez în primul rând profesorii, continuați munca voastră. Și vreau ca să fac un apel la elevi și la studenți. Respectați profesorii, că s-ar putea ca unul din ei să vă marcheze toată viața spre bine. Vă mulțumesc din suflet. Dumnezeu să binecuvânteze toți profesorii din Basarabia.